Memoria despre Afganistan. Activități de doliu în întreaga republică. Prezidentul Vadim Krasnoselski s-a întâlnit cu președintele în exercițiu al OSCE. Astăzi creștinii sărbătoresc întâmpinarea Domnului. Bine v-am găsit la știrile în limba moldovenească. Noi continuăm să vă informăm despre principalele evenimente din Republică. Cum a fost această zi și prin ce se va memoriza ea, despre aceasta relatăm chiar acum în Nistrenie astăzi sunt desfășurate activități comemorative dedicate aniversării a 34-a de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. În capitală, conducerea țării, participanții la războiul din Afganistan, reprezentanții organizațiilor obștești de învățământ, într-un marș solemn s-au îndreptat astăzi spre Memorialul Gloriei Militare. 14 răspoleni au căzut pe pământ afganez. Numele lor astăzi au fost rostite fiecare în parte. Suvoroviștii au purtat în mâini fotografiile eroilor. 54 de locuitori ai Republicii Moldovenești Nistrene așa și nu s-au întors acasă. Au plecat în nemurire îndeplinindu-și datoria sa. Memoria lor a fost cinstită cu o clipă de reculegere. 34 года прошло. de ani s-au scurs de atunci. Este o perioadă suficientă pentru a face o analiză și a înțelege ce s-a întâmplat cu adevărat. Uniunea Sovietică n-a venit în colo cu război. Soldații sovietici au venit cu pace. Ei construiau drumuri, școli, spitale, grădinițe, infrastructura. Bineînțeles, o stașii sovietici au opus rezistență celor pe care mai târziu i-au numit teroriști islamiști. Ei au opus rezistență războiului. Noi Nobile. soldatami poslednei Internaționale Noi am fost ostașii ultimului război internaționalist. Astăzi este nu numai data retragerii trupelor sovietice din Afganistan, dar ziua gloriei militare și memoriei tuturor războiilor internaționaliste. În 24 de țări a fost vărsat sângele ostașilor sovietici și în toate ei au venit pentru a apăra pacea și cu funcție edificatoare. Din păcate, timpul e necruțător. Din 2000 de participanți au rămas astăzi numai 1250 de veterani. Noi trebuie să le cinstim memoria celor căzuți. E datoria noastră să ne ajutăm reciproc. Cei prezenți au depus flori de recunoștință în memoria ostașilor internaționaliști căzuți în Afganistan. Astăzi la Camen ca șirul de activități l-a deschis mitingul Requiem, desfășurat la Memorialul Gloriei de la Cimitirul Orășenesc. Tradițional participă reprezentanții ai diferitelor generații și profesii. Ustașii sovietici cu neînfricare au luptat în Afganistan. Multe au construit acolo. Chiar și dușmanii vorbesc despre ei cu respect. Vă adresez sincere mulțumiri pentru eroismul manifestat. Memorie și glorie veșnică celor care și-au dat viața pentru apărarea poporului Afganez. Etiopia, Angola, Egipt, Cuba și desigur Afganistan. Prin războiul afganez au trecut aproape 80 de tineri locuitori ai raionului. Acum doar jumătate din ei mai sunt în viață. E o zi importantă. Venim să ne aducem în minte de băieții care au rămas acolo, care au murit. Am să uite. La pază stăm la coloniile când mergem cu mașini. Pericolos era nu știi de sunt puști. În nostru batalion, chiar pe data de 15 februarie, a ieșit în Cușca, în mine. Bucurii, ne-am întors la patrie, la, la părinți, să am rămas zi. 15 februarie și pentru Cămenceni e o zi de mândrie și totodată de tristețe. Constantin Kiper din Kamenka, Iurie Gavrisevici din Rașcov, Dumitru Jucovski din Cuzmin au intrat în nemurirea în Afganistan, Mihai Lupașco în Cuba. Memorie veșnică celor căzuți în lupte pe meleaguri străine și celor stinși din viață în perioada pașnică. După sări, la memorialul gloriei au fost depuse astăzi flori vii. Ei și-au îndeplinit datoria internaționalistă. Cu părere de rău, nu toți s-au întors vii acasă. Ostașii afganezi și-au adus aportul și în timpul evenimentelor militare din 1992. Experiența lor militară au transmis-o apărăturilor Nistreniei. În această zi, velor și ostașilor afganezi de este înmânat ajutor material. Vă mulțumim pentru că ne acordați ajutor material și moral. Pentru noi aceasta înseamnă mult. Printre cei care și-au îndeplinit datoria în Republica Afganistan a fost și Valeriu Mustea. Dumnealui pentru toată viața a memorizat evenimentele groaznice de atunci. De Deja trebuia să fiu demobilizat din armată. În comun cu combatanții am nimerit într-o situație foarte dificilă. Lupta cu dușmanul era aprigă, eram puțin la număr, credeam că nu vom mai rămâne în viață. Dar la timp a venit ajutorul și am fost salvați. Atunci prin războiul din Afganistan au trecut mulți tineri dubăsăreni, trei din ei au fost petrecuți în ultimul drum de tot orașul, încă patru și-au dat viața pentru independența Republicii, ultimii sunt înhumați la Memorialul Gloriei Militare. Astăzi la mormintele tuturor au fost depuse flori. În ajun, prezidentul Krasnoselski s-a întâlnit cu președintele în exercițiu al OSCE, Buia Osmani. O oră și jumătate de dialog au vorbit despre Nistrenia, formatul 5 plus 2, o temă aparte, legea despre separatism. Prezidentul Krasnoselski vorbește despre situația din jurul Nistreniei. Situația politică externă este explozivă. Cea economică de asemenea e dificilă. În Nistrenia e stare de urgență. A fost prelungită până la sfârșit de martie. Sunt în impas și negocierile cu Moldova. Vedem stagnarea procesului de negocieri dintre Nistrenia și Moldova. Formatul 5 plus 2 practic nu funcționează. Moldova nu și îndeplinește obligațiunile asumate anterior potrivit protocolului Berlin și Berlin Plus. În afară de aceasta, Moldova a adoptat legea despre separatism, care, la opinia mea, afectează negativ procesul de negocieri, ne mai vorbim de faptul că această lege pune în pericol viața, sănătatea și libertatea nestrenilor. Legea despre separatism a fost adoptată în Moldova la început de februarie. Toți pot fi puși la închisoare. Amendamentele urmează să le semneze Maia Sandu, 5 articole. Pedeapsa, amenzi și închisoare. Președintele OSCE de asemenea știe despre noua lege și iată ce a spus. Am abordat această problemă astăzi în conversațiile pe care le-am avut la Chișinău și am spus clar că, chiar dacă recunoaștem preocupările de securitate, asemenea legislație nu trebuie pusă în vigoare, dacă poate afecta negativ procesul de negocieri. În ce privește formatul 5 plus 2, trebuie păstrat, aceasta e poziția OSCE. Și încă un moment, prezidentul Krasnosilski a subliniat că toate problemele trebuie rezolvate în interesele poporului. Legea moldovenească despre separatism ar putea fi o lovitură fatală în procesul de negocieri, consideră Vadim Krasnuselski. Referindu-se la întâlnirea din ajun cu președintele în exercițiu al OSCE, prezidentul a menționat că comunicarea a fost foarte oportună și utilă. Am acordat atenție deosebită problemei legate de tentativa Moldovei de a lansa un mecanism represiv penal, care îl pune în afara legii pe teritoriul țării vecine, practic pe fiecare cetățean al Republicii Moldovenești Nistrene. Implementarea de către Chișinău a mecanismului represiv poate deveni o lovitură fatală în procesul de negocieri, anulând aproape trei decenii de eforturi comune pentru o soluționare pașnică și civilizată. Serviciul de stat pentru documentare și arhivă a făcut bilanțurile. Principalul au asigurat păstrarea și securitatea arhivelor de stat și le-a ajutat în acest sens utilajul nou – Reutilarea tehnică continuă. Sunt realizate și multe proiecte, unul din ele, fără termen de vechime, despre pierderile noastre în timpul Marelui Război pentru apărarea patriei. Încă o formă nouă de lucru, digitalizarea documentelor organelor puterii locale din 1944 până în anii 90 ai veacului trecut. La fel a fost formată concepția de păstrare a documentelor electronice. Proiectul se află în guvern. Se rezolvă și problema încăperilor vechi ale arhivelor. La Tiraspol vor apărea noi terenuri pentru Arhiva de Stat, construcția din fondul investițiilor capitale. Una din sarcinile trasate pentru anul curent e de a păstra patrimoniul istoric al țării. Patinoarul din Tiraspol funcționează mai puțin de o săptămână și tot acest timp aici e aglomerat mii de vizitatori. Apare întrebarea, ce e de făcut dacă există dorința de a animei la patinoar cu un grup întreg de prieteni? Poate fi organizată ocupație pe gheață în afara graficului, în zile de lucru până la ora 14, în cele de sărbătoare până la 10 dimineața sau după ora 22. Noi suntem gata. Cu hocheiștii ne-am înțeles, ei toți se adună împreună, apoi vin la patinoar în timpul când nimeni nu se ocupe, adică atunci când patinoarul e închis. Noi alegem pentru ei timpul și pregătim gheața, ei achită taxa pentru arendă și se ocupe. Programarea e posibilă la telefonul din Tiraspol 94620. Reamintim prețurile. Biletul pentru copii 10 ruble, pentru maturi – 15. Patinoarul la tiraspol va activa până la sfârșitul lui aprilie, apoi va fi o pauză. În planuri, e de a renova utilajul, a soluționa întrebarea cu cupola. Vor să facă o reparație capitală. După reconstrucție, patinoarul va fi deschis în luna septembrie. Alexandru Dudnic din Râbnița este invalid de văz, vede numai la 4%. Doi ani în urmă, în oraș a apărut placa tactilă. Să treacă strada îi ajută și semaforul sonor. De tot au fost trei asemenea semafoare, dar lucrează numai unul pe piață, celelalte se află la reparație. Momentul cel mai problematic este drumul, intersecția străzii Biruinței și Maiacovski, drumul ce duce spre societatea oamenilor cu dizabilități de văz. Acest semafor nu lucrează, cu toate că este conectat pentru a fi sonor. Oamenilor care se mișcă în această direcție le vine greu, ei nu înțeleg, ascultă încotro circulă automobilul. Același lucru se repetă și la intersecția străzilor Chirov-Lenin, lângă policlinică. Și acolo semafoarele sunt sonore, dar la moment nu funcționează. Sunt obiecte sociale de care are nevoie fiecare om. Alexandru spune că acum, practic, lângă fiecare încăpere sunt rampe de acces. Dar iată, în magazine, persoanele slab văzătoare au nevoie de consultant căci le vine greu să aleagă marfa și să vadă prețul. În Republica a luat start, concursul orașul nostru este pentru toți. La el pot participa atât case locative, cât și variate organizații. Scopul de a crea un mediu accesibil pentru toți. 15 februarie e ziua mondială a tineretului ortodox. Această sărbătoare, după cum menționează în mesajul său prezidentul Vadim Krasnoselski, personifică unitatea tinerilor cu Dumnezeu, dorința lor de a urma valorile creștine. Protectori cerești ai tineretului ortodox sunt Cnejei Boris și Gleb, exemplu de dragoste adevărată pentru țara sa, credință puternică și urmarea poruncilor evanghelice. În Istrenia, ziua tineretului ortodox este sărbătorită din 2010, în colaborare cu statul, cu asociațiile obștești, cu ajutorul comunității studențești, a voluntarilor și eforturile eparhiei de Teraspol și Dubăsari, în această zi se organizează în mod tradițional acțiuni de caritate pentru a ajuta casele de copii și persoanele aflate în situații dificile. Aceste proiecte rezonează în societatea nistreană și sunt susținute de persoanele de toate vârstele. Astăzi și sărbătoresc întâmpinarea Domnului. Este una din cele 12 mari sărbători. Solemnitatea este dedicată întâlnirii omului cu Dumnezeu și legătura epocilor. Întâmpinarea Domnului este marcată la 40-a zi după nașterea Domnului, când pruncul Iisus a fost adus în biserică pentru a-L închina Domnului. În această zi, la fel ca și de alte sărbători creștine, în lăcașele divine sunt oficiate liturghii. În popor se consideră că sărbătoarea întâmpinarea Domnului simbolizează întâlnirea iernii cu primăvara. E timpul de a începe pregătirile către sezonul nou, acordând atenție semnelor naturii. Mai multe despre aceste și alte știri aflați în ediția de seară CUB și pe rețelele noastre sociale. Iar noi vă dorim o seară bună în continuare tuturor și doar noutăți plăcute. La revedere!